un dialog. De ce nu se încurajează comunicarea directă cu Dumnezeu prin rugăciune cu propriile gânduri, cuvinte și simțiri? De ce atâtea reguli și recomandări, acatiste, canoane, mulți nu înțeleg tot conținutul, totul se face mecanic. Nu e mai primit un gând, o mărturisire sinceră și directă? Nu e mai familiar? Asta e după omul care vrea să fie autonom. Un om autonom care vrea să aibă legea sa, așa gândește. Dar Dumnezeu ne-a dat o altă lege și a zis, fără mine nu puteți face nimic. Și atunci, noi nu suntem în regulă, nu putem să ne apropiem de Dumnezeu, să progresăm moral și religios în afara lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu a rânduit biserica cu slujitorii săi. De aceea, cine se emancipează, adică nu vrea să mai depindă nici de biserică, nici de preoți, se desprinde. Este un răzleț. Merge de capul lui și nu ajunge nicăieri.